Spune cuvântul Domnului atunci când vă adunați la casa Domnului oaltă, unul are un psalm, altul o cântare, altul un cuvânt de îndemnare, toate să se facă pentru zidirea spirituală a poporului. Dumnezeu să fie slăvit prin viața noastră. Amin. De fapt, dragii mei, noi suntem niște reprezentanți ai lui Dumnezeu pe pământ, reprezentanții ai împărăției Domnului și trebuie să vestim această bucurie a mântuirii noastre, dragii mei, prin fețele noastre, prin vorbirea noastră, prin cântul nostru, prin mărturisirile noastre, dragii mei, să-i dăm slavă, cinste și glorie Domnului. Amin. Ne bucurăm să avem în mijlocul nostru pe acești frați iubiți, frate Daniel Cornea, care a venit cu câțiva frați din Baia Mare, îl cunosc în mod special de când a fost mic, pe fratele Vasile, cred că m-a uitat. Din Tăuții de Sus venea e frate și eram acolo cu acordeonul. Ți-aduce aminte la fratele Miti, cred că m-ai uitat din Italia. Veneai și cântai cu o chitară, o chitară clasă, că acum ai trecut și chitară pe altă linie, pe astea mai electronice, mai ne modernizăm și noi. Da, Domnul să te binecuvânteze, mă bucur că ai venit la noi. Eu am înțeles că dumneavoastră slujiți acolo în biserica din Baia Mare, la Biserica Betesda, da? Și sunteți și slujitor a Domnului. Mă bucur când am auzit, m-am bucurat și dăm slavă Domnului, dragii mei. Este nevoie de oameni care să ducă lucrarea aceasta, dragii mei, în mijlocul fraților români, în mijlocul fraților țigani, pentru că Dumnezeu, prin Domnul Iisus, i-a mântuit și pe români, și pe unguri, și pe țigani. De aceea dăm slavă și cinste, glorie Domnului. Domnul să fie slăvit. De aceea, frate Vasile, spre slava Domnului, împreună cu toată adunarea, să lăudăm pe Domnul cu două cântări. Apoi și frații, dacă vreau să pregătească o cântare cu toată adunarea, ca pe frate Vasile, vii și ne dai un demn pentru următoarea rugăciune. Domnul să fie slăvit și preamărit în veci. Amin. Amin.